cere, în primul punct, plata pensie minimă 3200 de lei. Asta e în jur de 165 de euro, e pensia minimă în România. Uh-huh. Ați fi de acord cu acest punct sau nu? Da. Următorul, ar fi asistență pentru dizabilități, 130 de euro pentru copii, 125 de euro și pentru șomeri 50 de euro. Pe la România, de la noi. Ca statul român să ne achite nouă aceste pensii, aceste asistențe pentru dizabilități. Dar ideea e bună sau nu? E bună. Următorul punct. Cetățenia română prin Constituție și actele românești să fie completate în maxim 10 zile. Cine dorește un pașaport român pentru lucru, pentru călătorie în Europa? Mai repede, mai... Da, da. Bine. Și ultimul punct ar fi echivalarea monedei. Leu moldovenesc și el român. Vocerul mai puternic de 4 ori, da, da. Este valută europeană recunoscută în lume. Sunteți de acord cu toate punctele sau da. Aveți cu ceva nu sunteți de acord? Aveți... Și mai mari poate fi, când spărăm. Deci, dacă doriți, puteți să lăsați acea o semnătură și trimitem această scrisoare de numele dumneavoastră. Pensia minimă în România este de 165 de euro, adică aproximativ 3200 de lei de a noștri. Suntem de acord, dar crezi că vii la noi așa ceva? Uitați-vă, noi aici avem o scrisoare pe care dorim să trimitem președintul României, Klaus Iohannis, în care cerem plata pensiei minime, aha, adică 3200 de lei. Cetățenia română prin Constituție. Total, păi eu nu sunt la pensie. Și echivalarea monedei. Aha. Cum credeți? Punctele acestea sunt benefice pentru noi sau nu? Da, foarte. Și dacă doriți, să trimiteți să așească soare, ne lăsați o semnătură. Dacă nu, nimeni nu vă impune. Eu nu mă arăt să mă zbătăm. Da, eu mă vorbesc, eu mă duc două țări și mă duc de-a măcar o lună să primesc. Nu, aici. Da, vă mulțumesc.